două, trei părți în acest eveniment. Prima parte este o parte muzicală și o să cântăm. O să cântăm... Ce o să cântăm? O să cântăm cântece dedicate lui Dumnezeu. De ce este necesar să cântăm cântece dedicate lui Dumnezeu? Biblia ne spune că atunci când cântăm cântece de laudă la adresa lui, Dumnezeu coboară în mijlocul celor ce cântă. Wow! Este extraordinar! Noi când vom cânta în această seară, Dumnezeu va fi aici. S-ar putea să simțiți lucruri pe care nu le-ați mai simțit, vă pregătesc de pe acum. O să simțiți bucurie, o să simțiți fericire. S-ar putea în pieptul dumneavoastră să fie ceva ce vă îndeamnă să strigați de bucurie, vă îndeamnă să plângeți de bucurie. Să știți că asta este Dumnezeu. Când sunteți copleșiți de fericire, când sunteți copleșiți de dragoste, se întâmplă lucruri frumoase. S-ar putea în timp ce cântăm, fiindcă Dumnezeu va fi aici prezent, cei care sunteți bolnavi și aveți dureri în trupurile voastre, să fiți vindecați. S-ar putea să simțiți o căldură în locul în care vă doare. Vă pregătesc să știți, o să fiți vindecați. Cei care au inima deschisă și lasă pe Dumnezeu să-i surprindă, o să vadă lucruri faine. Ok. După aceea, o să avem un scurt mesaj motivațional. Și invitatul nostru special o să ne spună cum putem depăși aceste limite. Dar o să vi-l prezint ceva mai târziu. Acum invit echipa de închinare, I Believe Band, I Believe Worship, să vină.